Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți! În acest videoclip vom face împreună o etalare pentru toate persoanele din zodia Taur. Vă reamintesc faptul că este posibil ca nu toate persoanele să rezoneze cu aceste mesaje. De asemenea, rolurile, situațiile, energiile pot fi și inversate. Poate să fie vorba despre energia ta sau poate fi vorba despre energia partenerului sau partenerei tale sau a persoanei tale de interes, persoana la care te gândești tu în acest moment când urmărești acest videoclip. Haideți să vedem ce vine către tine în perioada următoare. Dragă Taur, ce este important pentru tine să știi? Te gândești la ceva? Aștepți ceva? Am omis să pun timerul. Haideți să punem și timerul. Te gândești la ceva, aștepți ceva. Este ca și când ai comandat universului ceva. Ți-a fost servit, dar parcă nu este chiar ceea ce este ceea ce ai cerut, dar parcă te așteptai la mai mult de la ceea ce ai cerut. Am văzut 2-2-2. Și aud, îți dorești mai mult. Îți dorești mai mult. Este cineva care își dorește să fie în energia ta. Acum că tu te îndrepți spre mai mult, ai obținut ce ți-ai dorit, dar nu este chiar tot. Încă mai ai de primit. Și tu știi acest lucru. Îți arăt și ție cartea să vezi și tu ce citesc eu aici, da? Ok? Tu știi acest lucru. Tu știi că mai ai de primit. Și ce mai ai de primit are legătură cu ceea ce ai primit deja. Deci, cum ar veni, este o continuare. Mai urmează. Mai vine. Deci știi că te îndrepți spre și mai mult bine. Și este un bine la care, dacă n-ai lucrat toată viața la acest bine, dar pentru multe dintre persoanele care urmăresc acest videoclip, așa este, ați lucrat toată viața la acest bine. Chiar dacă n-ai lucrat toată viața, oricum de mult timp lucrezi la acest bine, care acum s-a manifestat, a început să se manifeste, să se materializeze în viața ta și simți că mai urmează. Ei, dar există o persoană care își dorește, vedeți, are așa un fel de crispare, o încordare. Cu încordare își dorește. Crisparea vine din faptul că nu știe sigur că e primit sau primită. Am văzut 4-5-5.
în câmpul tău. Cum a venit, nu știu sigur dacă e invitat sau invitată. Sau mai mult simte că parcă nu e invitat sau invitată să participe, cum ar veni, să ia loc la masa ta, da? La masa abundenței tale. Ok? Dar ar vrea, își dorește foarte mult. Își dorește foarte mult să fie acolo cu tine. Însă tu vezi cum te uiți? Tu nu ești așa de sigur sau sigură dacă chiar vrei energia aceasta. Ce mai văd în această carte? Mai văd o mulțime de personaje în spatele tău care nu se uită cu ochii buni, nu privesc cu ochii buni. Nu primesc cu ochii buni ceea ce ți se întâmplă ție în acest moment. Tu nici măcar nu ai ajuns la o abundență extraordinară sau la un nivel extraordinar de materializări importante în viață. Abia au început. Ești la început. Au început să se materializeze diverse lucruri bune în viața ta și am văzut 5-5-5 pe timer. Dar sunt abia la început. Nu este ceva așa extraordinar. Însă aceste persoane, sunt multe persoane care privesc cumva din umbră, da? Evoluția ta și munca ta și observă roadele muncii tale, roadele care au început să apară în viața ta și deși nu sunt așa extraordinare, ar putea să nu să treacă neobservate. Ele nu trec neobservate, pentru că sunt persoane mai multe care îți urmăresc toată această evoluție cu multă atenție, dar în același timp se prefac, vor să dea impresia că nu, că nu sunt așa de atente persoanele acestea la ce faci tu și ce ți se întâmplă ție. Că de fapt nici nu le pasă sau că de fapt nici măcar nu te cunosc. Vor să te ai impresia aceasta, însă tu știi, tu ai un simț al observației foarte fin și mai ai și un simț al intuiției. Tu ești foarte conectat sau conectată cu intuiția ta și primești mesaje pe cale intuitivă, pur și simplu simți, știi, simți aceste energii și interesul lor. Oricât încearcă să-l mascheze, tu simți. Da, și deși totul e abia la început, tot succesul tău, urmează să materializezi, ăsta e mesajul, urmează să se materializeze succes după succes în viața ta, din ce în ce mai mari. Nivelul va crește. Nivelul pe toate planurile vieții tale. Abundență de realizări pe toate planurile. Și nivelul va crește. Vor fi din ce în ce mai mari aceste realizări. Și aceste persoane simt acest lucru sau îl știu cumva, primesc informații.
și sunt foarte le este teamă, se simt în pericol, se simt în pericol de succesul, în pericol de succes, cum se spune, se simt în pericol pentru faptul, observând succesul tău și știind, conștiente fiind de impactul și mai mare al realizărilor din viața ta. Știind ceea ce urmează. Dar ce este cu persoanele acestea? De ce? De ce atâta interes? Sau ce mai este interesant, important pentru tine să știi, dragă Taur? Ce mai este important? Ce te-ar ajuta pe tine acum să știi? Aud, mă ajută foarte mult informațiile acestea. Mă bucur. Însă vrem să știm așa ce este cu aceste energii. Mamă, nu vor să iasă, nu vor să spună, nu vor să arate. Iarăși energiile acestea care se uită, vezi, Doamne, îngrijorate. Sunt îngrijorate de relaxarea ta, da? Tu te relaxezi, tu n-ai nicio treabă. Ești de neatins, știi că ești de neatins de orice energie negativă, pentru că ai protecție, cum să-i spun, de nepătruns. Deci nu, e impenetrabilă. Câmpul de protecție creat de echipa de îngerași și ființe de lumină care au grijă de tine și te ajută să-ți împlinești menirea, e impenetrabil. Da. Câmpul acesta de protecție. Ei, dar ce se întâmplă aici? Aceste persoane nu vor să mai, ca tu să stai așa de liniștit sau liniștită, să te relaxezi așa, să-ți fie așa de bine, să stai tu așa relaxat și relaxată, liniștit, liniștită, că totul e bine. Aceste persoane ar vrea ca tu ar vrea ca tu, în loc să stai liniștit sau liniștită, să nu mai ai puterea să fie așa de plină de anxietate, de multe temeri, multe sentimente joase, de vibrație joasă, gânduri, să fie apăsată de tot felul de gânduri, încât să nu mai poți materializa. Și continuarea a ceea ce a început să se. Am văzut 14-14 pe timpul videoclipului. 14-14. 14 ar putea fi important pentru cineva. De asemenea și numărul 8 și numărul 4 ar putea fi important. Aud, dacă vreți să jucați la loto, îngerașii v-au dat trei numere, celelalte le puneți voi, da? 14, 8 și 4. Și vă urează succes. Ok.
Asta e un mesaj așa mai specific, mai pentru mai puține persoane, dar ca idee, revenind la mesajele de bază, să le zicem așa, mesajul de bază este că aceste persoane foarte deranjate de succesul pe care pot să-l observe că urmează să-l materializezi tu în viața ta sau urmează să se materializeze în viața ta, ar dori să, ca acesta să se oprească. Cum? Prin faptul tu devenind, intrând, reintrând într-o frecvență joasă din care să nu mai fii conectat, atât de conectat sau conectată cu spiritualitatea, cu divinitatea și să nu mai poți materializa. Simt să mai scot un mesaj. Ce este cu această persoană? Asta simt că întreb. Persoana de lângă tine, de acolo, din spatele tău, care vrea, își dorește. Ia uite ce carte am. Deci pe o parte am acest demon, da? Monstru, așa. Monstru monstruos, da? Și acest înger luminos. Și aici ești tu în ambele situații. Această persoană, îngerașii mai arată și aici, vezi, aceste reprezintă ca niște legături între tine, da, această persoană, din păcate, a fost, acum nu mai este, dar a fost o influență negativă, chiar foarte nocivă, ca să nu zic toxică, în viața ta. Și ai avut, au fost între voi legături de suflet. Mă scuzați, am uitat să mă uit la așa. Da, au fost legături de suflet, ai avut legături de suflet cu această ființă, dar cu putere, ți-ai folosit forța interioară, incredibilă, și cumva ai reușit să îndepărtezi această energie nocivă din viața ta. Nu te ajuta, nu te-a ajutat într-un fel, în niște feluri, dar mi se spune că aceste mesaje sunt pentru alt videoclip, modurile în care te-a ajutat, dar pentru acest mesaj, ce este important este că per total această energie, această conexiune de suflet cu această persoană nu te-a ajutat. Și ai reușit prin forța ta interioară, ai reușit să-i faci față și să creezi, să tai legăturile de suflet, s-au întrerupt și să creezi distanță, să pui bariere sănătoase între tine și această influență negativă. De aici și faptul că tu nu ești așa de sigur că îți dorești ca această persoană cum ar veni să vină cu tine în continuare pe drumul tău. Pentru că deja ai creat o distanță între această persoană, folosindu-ți puterea. A fost nevoie de multă putere ca să poți să creezi această distanță.
Și ghizii, da, în mai e posibil sau poate în perioada următoare, puțin după mai, să fii pus sau pusă în situația de a lua o decizie așa mai tranșantă legată de prezența viitoare a acestei persoane în câmpul tău, în jurul tău. Vine cu tine în călătoria ta prin viață, în continuare? O iei cu tine această persoană? Sau nu? Nu poate veni. Vei avea de decis. La un moment dat, vei avea de luat această decizie și cartea aceasta. Dorește, prin cartea aceasta, ghizii tăi doresc să îți reamintească și să-ți recomande să-ți amintești atunci când va fi nevoie să iei această decizie, așa, destul de tranșantă, cam finală, așa, da? Să-ți urmezi intuiția, îngerașul, da? Intuiția ta, îngerașul tău păzitor, îți va spune, am văzut 2:11 pe timer, îți va spune, îți va șopti foarte fin, foarte subtil, foarte, foarte fin, va șopti, dar îți va șopti ce este cel mai bine pentru tine să faci. Să iei această persoană cu tine mai departe sau nu? Această persoană vrea. Dar ce vei simți să faci tu? Și ghizii îți reamintesc să-ți urmezi intuiția. Să urmezi ce simți tu că ți-ar face cel mai bine. Și mai este un mesaj aici, ar putea fi foarte specific, nu pentru toți sau pentru toate dintre voi. Mesajul este că vibrația energetică, frecvența pe care o emană persoana aceasta, care dorește să vină cu tine în continuare în călătoria ta prin viață, și să-ți fie alături în perioada plină de succes și multe realizări care urmează pentru tine, energia acestei persoane este foarte similară, foarte apropiată cu energia celor care te urmăresc și nu prea ar vrea ca tot succesul tău să se cam oprească. Iar dacă nu este așa, acum, ghizii îți reamintesc că energia acestei persoane a fost așa. A fost ca acelor persoane despre care am vorbit. A fost așa. Ei doresc să-ți reamintească. Faptul că energia acestei persoane a fost așa nu înseamnă neapărat că așa va fi mereu. E posibil să se schimbe. E posibil să se fi schimbat deja. Tocmai de aceea, ghizii tăi, îngerașii, insistă pe mesajul ca în momentul când vei simți că a venit momentul să iei o decizie mai tranșantă, alt cuvânt nu-mi vine, legată de tine și această persoană, să-ți urmezi intuiția. Intuiția îți va spune dacă această persoană, la momentul acela, operează dintr-o altă vibrație, mai înaltă decât cea pe care obișnuia să fie. Îți va spune.
pentru că am mai aud, nu toată lumea merită și este bine să vină cu tine acolo unde mergi tu, spre ce te îndrepți tu. Nu toată lumea poate să vină și nici nu este bine pentru tine. Nu poți să iei pe toată lumea. Recomandarea este să iei cu tine în călătoria care urmează persoane care sunt sau pot fi pe vibrație asemănătoare cu a ta, cât mai apropiată de a ta. Tu ai o altă vibrație decât persoanele acestea care se uită și îți urmăresc succesul și și-ar dori să se oprească acest succes. Și-ar dori ca tu să cazi din nou în anxietate, diverse teneri și o junglă mentală din care să nu ieși și să cazi din nou în perioada în care sau în energia din care să nu mai materializezi nimic. Sau cel puțin să nu materializezi nimic bun. Tu ești într-o altă energie. Nu ești în energia acelor persoane. Și cei care sunt meniți să vină cu tine, să-ți fie alături în perioada care urmează, este important să fie pe o energie similară cu a ta, nu similară cu acelora care ar dori ca succesul tău să se oprească. Acestea sunt mesajele pentru tine, dragă Taur. Eu sper din suflet că te-au ajutat aceste mesaje. Dacă te-au ajutat, apasă, ajută-mă și tu și apasă butonul de like. Dacă nu te-ai abonat încă, te invit să te abonezi la canalul meu și până la următorul videoclip, vă doresc tuturor numai bine! Mulțumesc că mă urmăriți!